După posibilități, fiecare târgu jian a început să facă socoteala pentru bugetul de sărbători. Mulți bani vor fi alocați pregătirii mesei tradiționale de Crăciun și Revelion. În raport de pensie o să fie bugetul, pensia este cam potrivită și tot așa în jur de 3-4 milioane. Da. Noi pensionarii cu pensiile ăștia sunt mici pentru noi. Bineînțeles, copiii sunt cei mai norocoși. Pentru ei fiecare familie pune bani deoparte. Trece Crăciunul și să nu le pui ceva în mână acolo. Eu am și mari și mici. Celor mici jucării, celor mai bani, că nu vor decât așa să-și cumpere ce vor ei, ce le place. Deja unele magazine au început să expună produsele specifice sărbătorilor de iarnă.